Magistrații Instanței Supreme au decis să suspende pentru fosta șefa Adii Cotalina Bica pedepsa de patru ani cu executare, după ce avocații acesteia au formulat contestații față de formarea completurilor de cinci judecători. Condamnat tot la patru ani în același dosar, va fi eliberat și Șerban Pop. Termenul pentru judecarea contestației în anulare formulată de Alina Bica este 21 ianuarie. În acest dosar Alina Bica a fost condamnată pentru favorizarea făptuitorului, după ce i-a ridicat sechestrul asigurator asupra acțiunilor lui Adrian Videanu. Sechestrul asupra acțiunilor fusese dispus în dosarul Romgaz Interagro, în acel dosar instrumentat de Dicot, Videanu era cercetat alături de alte persoane pentru crearea unui prejudiciu de 11 milioane de dolari. Și punerea în pericol a sistemului energetic național pe segmentul gazelor naturale. În prezent Alina Bica este arestată într-o închisoare din Costa Rica, până la soluționarea procedurii de extrădare a acesteia. însă decizia judecătorilor de la ICCJ va fi comunicată autorităților din acel stat. O decizie similară a fost pronunțată și miercuri noapte. În alta curte de casație și justiție a decis eliberarea mai multor persoane în dosare în care avocații condamnaților au contestat alcătuirea completurilor de cinci judecători. Drept urmare au fost puși în libertate Rudel Obreja, Constantin Niță și Dan Șova.